După inaugurarea oficială de sâmbătă dimineața, Cluj Arena și-a deschis porțile pentru clujeni. De la ora 2 și până la miezul nopții, mii de vizitatori au invadat noul stadion. Ei s-au declarat impresionați de Cluj Arena, pe care au comparat-o cu marile stadioane ale Europei. Se pune la dispoziție tot stadionul, cele două nivele a stadionului. Pot vizita inclusiv sala de antrenament pentru atletism și se poate vizita de asemenea, să zic, pista înconjurătoare care este aproape finalizată. Nu vine cuvântul să spun, domnule. Așa ceva să vezi în Cluj-Napoca, nemaipomenit. Nu vine să cred așa ceva. Minunat. Fără cuvinte. Ce mai? Poți să mai comentezi la un asemenea construcție? Poți să mai spui ceva? Așteptăm primul meci. Frumos, foarte frumos. Foarte frumos, sunt prea impresionată ca să pot vorbi acum. Ce vă impresionează cel mai mult? Dar totul e făcut foarte bine gândit, totul este. Îmi place că avem și noi Clujul cu ce să ne mândrim. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult acest stadion, fiindcă este mare, frumos. Și în același timp luminile sunt foarte tari. Se serează din ce în ce mai tare, se ia prin lumine din ce în ce mai tare. Sâmbătă Cluj Arena va găzdui concertul legendarii trupe Scorpions, pentru care s-au vândut deja peste 40.000 de bilete, iar duminică vor concerta cei de la Smokey. Pe 11 octombrie, Universitatea Cluj va susține primul meci pe noul stadion împotriva echipei Cuban Krasnodar, antrenată de Dan Petrescu.